joacă Dublu sau Nimic. 8:37, Dublu sau Nimic în deșteptarea la Europa FM, live și pe pagina de Facebook Radio Europa FM. Azi avem un premiu de 1600 de euro și văzând cine-i la telefon, am dat seama că eu sunt Ioan, îl avem și pe Luca, la telefon e Matei. Vlad, nu vrei să fii tu Marcu? Cei patru au fost trei, Luca și Matei. Salut, Matei! Neața! Neața, Matei! Salut! Neața! Salut! Bine ai venit în deșteptarea. Ce faci? De unde ești? Din Cluj. Din Cluj. Ești din Florești sau din Cluj, Cluj? Nu, stau în Cluj, nu sunt din Cluj. Stai în Cluj. Okay. De unde ești? Din Rădăuți. Din Rădăuți? Din Rădăuți. Și lucrezi, ai job acolo, la Cluj, nu? Sau student? Da, da. Câștigi zdravă ca să-ți permiți să locuiești în Cluj. Da. Cu ce te ocupi, Matei? IT? Nu, nu. Lucrez în topografie. Topografie? Da. Un domeniu bun în ultimii ani. Tu ești băiatul care ține bățul ăla cu lentilă pe străzi? Nu, eu sunt băiatul care se uită prin aparat la cel care ține bățul. Dar ce vedeți voi, mă, băiatule? Că eu mă mai vedem pe străști. Și este un domn plictisit care ține de un băț așa și pare că adorme în picioare și altul care se uită și de la 50 de metri. Ce se întâmplă acolo? Păi măsurăm. Ce? Distanțe și unghiuri. N-aveți ruletă. Okay, și de ce nu ții bățul singur? Adică de ce trebuie să-l țină un alt cetățean? De obicei trebuie să fie două persoane. Acum, de când cu aparatele astea noi poți și singur, că se învârte aparatul la singur. Ai văzut? Ah, ok. Economie. Dar poți să vii și în București să măsori pasajul de la Unirii? Da, domnule, chiar așa. Pot, dar acum e ocupat acolo. Lucrează. Da. Se lucrează noaptea, dar pe zi putem să măsurăm. Se pun stingătoare. Stingătoare și ventilatoare și nu mai știu ce, da. Ba, e nenorocire. În curând o să intre așa, da, știi? Cu mâinile strânse. Pe dungă. Pe dungă. Și Matei, tu acum ești acasă sau la prăvălie? Sau pe stradă cu bățul și cu un coleg? Acasă. Ești singur? Cu soția. Bun. O salutăm și pe acum o cheamă. Roxana. Neața, Roxana. Bună dimineața. Bonjour. Bine ai venit la concursul nostru, Dublu sau Nimic, să-l încurajezi pe Matei și poate să-l și ajuți cu vreun sfat la un moment dat. Matei, ești microbist? Sigur. Cine crezi că va câștiga Cupa Mondială din Qatar? Prima întrebare de astăzi, gratis. Anglia. Cine? Anglia. Anglia, bravo. Ești ca mine. Ai pronosticat Anglia dinainte sau după ce ai văzut victoria de ieri? Înainte. Ok, am crezut că te-ai lăsat impresionat de ploaia de goluri. Au dat 6 cu Iranul și... Au luat 2. Replică modestă. Hai să vedem cum facem. Hai să ne apucăm de treabă, Matei, gata. Mult succes. Da, da. 200 de euro. Prima întrebare de astăzi, Matei, valorează 200 de euro. Și e simplă, teoretic. Spune-ne cine a fost președintele României înaintea lui Traian Băsescu. Constantinescu. Aveai variantele A și B. S-o luăm pe rând. Practic. În 90, domnul Iliescu fac Constantinescu. În 92, din nou Iliescu. În 96, Emil. Miluțu. Și în 2000 a fost Băsescu? Nu. În 2000... Iliescu, cum insista dânsul, al doilea mandat constituțional. Deci toată lumea zicea, păi al treilea mandat. Ce a făcut? Stai că s-a întâmplat. Matei, mai ești cu noi? Da. Ai dat drumul la radio și nu se mai aude bine. Ideea e că, după cum istorisea aici Vlad, Emil Constantinescu a fost urmat de Ion Iliescu, cu al treilea mandat. Păi el îl vedea al doilea. Și de-abia după aceea a fost Băsescu. Deci înaintea lui Băsescu a fost Ion Iliescu. Eram sigur că o să ți-am și zis. O să spună Milo. Pe cine o să întrebi, o să spună Milo. Că nu te gândești că s-a întors Ilici. Da, zici cine, cine s-ar fi gândit? Păi da, nu, zici da. Că un roman. Dom'le, nu m-aș fi gândit că iară venea ăla. E realitatea noastră. Da, e realitatea. Asta e. Da. Ne pare rău, Matei, că te-am încurcat, că na.
Vreau să stăm mai mult împreună. Acum ai zis și cine câștigă Cupa Mondială, Anglia. Gata, să mergem mai departe. Sănătos să fie, am aflat și cu bățul ăla, măcar avem și noi o informație de ce merg câte doi cu bățul. Deci în curând, prieteni, o să vedeți topografi solitari, că nu mai e nevoie de doi să țină bățul. Unde-s doi înseamnă că-s de la stat. Dublu sau nimic. Cel mai deștept concurs radio revine mâine în Deșteptarea la Europa FM.